Salutare, bine v-am regăsit! Țin să vă mulțumesc tuturor celor ce sunteți abonați la acest canal. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul vostru, pentru toată susținerea și pentru cei ce nu sunt abonați, dar îmi vizualizează anumite tutoriale. Țin să le mulțumesc din suflet și lor. Și vă aștept cu drag în grupul Fire Croșetate cu Iubire pentru cei ce doriți să împărtășiți cu noi acolo și hăinuțele lucrate după tutorialele mele sau de ce nu și după alte tutoriale sau ceea ce lucrați voi, este binevenit și în grupul nostru. Vă așteptăm acolo cu drag și să împărtășim idei și impresii. Azi eu vreau să lucrăm împreună floricele. Azi este cu și despre flori, după cum bine vedeți aici. Am o mulțime de floricele. Eu pregătesc florile pentru un cardigan, pentru vestitul cardigan, pe care cred că îl știe aproape toată lumea după Pinterest și Instagram. Pregătesc și tutorial cu întregul cardigan, dar încă mai este de lucru la el. Nu este chiar așa simplu de lucrat și de explicat totodată. Și mai întâi de toate am zis să ne oprim asupra florilor și să învățăm să le lucrăm pe ele. Aici este floarea aceasta cu 6 petale și mijlocul de altă culoare. Ea este numită, dacă vreți, floare de margaretă, dar nu știu, în opinia mea, margaretele arată un pic altfel, dar cred că și denumirea aceasta li se potrivește. Am lucrat aici cu un singur fir pe care îl vedeți, cu alize Happy Baby și o croșetă numărul 3. Nici nu știu dacă focalizează, dar sper să da. Cred că acum. Deci croșetă numărul 3. Puteți lucra florile acestea cu absolut orice fir, dar acrilic. Pentru că nu, ele, vedeți, ar trebui să aibă ușor volum, așa, petalele lor, chiar și mijlocul. Și atunci, dacă le lucrăm cu un fir foarte subțire, cum ar fi un fir de bumbac, nu o să arate așa voluminoase, să spun. Adică nu va avea acest volum pe care o floricică din aceasta îl are. Vedeți? Și partea din spate arată așa. Este simplă de făcut această floare. Este foarte aspectoasă, după cum vedeți, și nu o putem pune doar pe acel cardigan. O putem pune și pe un fular, pe o căciulă. Depinde, oriunde ne dorim noi să o încadrăm. Eu am văzut și anumite păturici cu flori din acestea care sunt superbe, dar bineînțeles că necesită foarte, foarte multă muncă și noi, cum nu prea avem timp, cum stăm la capitolul timp destul de prost de fiecare dată, atunci zic să facem mai puține și doar să accesorizăm anumite proiecte cu ele. Haideți să începem lucrul. Vă ziceam, puteți lucra cu absolut orice fir acrilic. Eu am lucrat tot ce vedeți aici cu alize Happy Baby, dar azi vreau să lucrăm și o altă culoare și am aici un fir acrilic. Să fiu sinceră, nu mai are etichetă, îl folosesc doar pentru culoare, dar el este de grosimea 2,5 mm. Și am și puțin alb pentru care, din care voi face mijlocul. Și haideți să începem. Deci, desfac așa puțin fir aici și începem lucrul. Pentru început vom face cercul magic sau inelul magic, cum îl numiți dumneavoastră. Uitați, în acest mod, cred că mare parte din doamne știu să realizeze. Haideți, 1, 2, 3 ochiuri de lanț în jurul acestui inel magic. Mai facem încă un ochi pentru a separa. Am nevoie aici de un V, cum ar veni. Și acum, tot în mijlocul acestui cerc, intru și fac un picioruș dublu. Vedeți? Aveam nevoie de un spațiu aici între piciorușe. Primele 3 ochiuri de lanț îmi țin mie loc de primul picioruș dublu. Acum lucrez un ochi de lanț, fac din nou un picioruș dublu și am până la acest moment 3 piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Din nou, ochi de lanț, piciorușul dublu cu numărul 4, ochi de lanț, piciorușul dublu cu numărul
5, ochi de lanț, piciorușul dublu cu numărul 6. Strâng puțin aici, mai lucrez un ochi de lanț, vin aici în cele 3 ochiuri de lanț de la început și mă prind cu un ochi alunecat în ochiul 3, vedeți? În ochiul 3 de lanț. Acum intru aici să vin în mijloc, deci am nevoie să vin aici în mijloc și fac din nou un ochi alunecat. Acum voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț, iau jeteu, intru aici și lucrez un picioruș dublu, dar nefinalizat, las bucla pe croșet. Iau din nou jeteu, cel de-al doilea picioruș dublu, nefinalizat, las pe croșet. Din nou jeteu, cel de-al treilea. Vedeți, până la acest moment avem 4 cu cele 3 ochiuri de lanț. În total sunt 4. 5. Țin aici, nu strâng. 6. 7. 8. Avem 2, 4, 6, 8. Vedeți? 2, 4, 6, 8. Acum iau jeteu, trec prin toate buclele odată, strâng, lucrez un ochi de lanț și alte 2 ochiuri de lanț. Deci în total 3 ochiuri de lanț aici, la închiderea acestei petale. Intru acum cu croșeta tot în același spațiu și mă prind cu un ochi alunecat. Aduc cele 3 ochiuri de lanț pe marginea acestei petale. Lucrez 1, 2, 3 ochiuri de lanț, vedeți? Iau jeteu și vin în următorul spațiu. Aici voi lucra din nou, asemănător. Un picioruș dublu, nefinalizat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acum, ia stați așa să mai număr încă o dată, deci am 2, 4, 6, 8 bucle din nou aici pe croșetă, le închid pe toate împreună și lucrez 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Vin din nou cu croșeta tot în același spațiu, mă prind cu ochiul alunecat, vedeți? Și lucrez 1, 2, 3 ochiuri de lanț din nou. Jeteu, merg în următorul și lucrez 1. Deci ele sunt 2 practic la acest moment și cu cele 3 ochiuri de lanț. După cum bine se vede de aici, vedeți? Sunt 2 pe croșetă deja. Haideți să zicem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avem 8 la acest moment pe croșetă. Închidem împreună, strângem un pic și lucrăm. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Vedeți? Venim cu ele tot în același spațiu, ne prindem cu un picioruș alunecat și lucrăm din nou. 1, 2, 3 ochiuri de lanț și în următorul spațiu piciorușe duble, nefinalizate. Când ajungem să avem 8 bucle pe croșetă, le vom închide împreună. Acum am 8 bucle pe croșetă, le închid împreună, lucrez 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Vin cu ele jos aici, le prind cu un ochi alunecat și lucrez din nou. 1, 2,
trei ochiuri de lanț. În următorul spațiu, aici, în găurica aceasta, lucrăm până avem 8 bucle pe croșet, adică 7 piciorușe duble cu cel format din 3 ochiuri de lanț, 8. Vedeți, închid împreună, 1, 2, 3, vin din nou jos la bază, prind cu ochiul alunecat și mai lucrez încă o dată 3 ochiuri de lanț, jeteu și mai fac din nou petala aceasta. Ups. Acum am 8 bucle aici pe croșetă, iau jeteu, trec pe sub toate, încă o dată că nu s-a prins firul foarte bine și lucrez 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Vin în ultimul spațiu aici și mă prind cu ochi alunecat. Am terminat de lucrat, vedeți, toate 6 petale. Acum întorc puțin lucrul așa, vin aici. Sub o bridă din aceasta, eu le numesc bride, nu știu dumneavoastră cum, sub un picioruș din acesta dublu, mă agăț cu croșeta și trag un ochi alunecat. Mai fac un ochi de lanț, trag firul, tai acum strângem un pic de ața aceasta din mijloc. Uniformizăm puțin petalele. Și iată, așa arată floricica până la acest moment. Acum vom face această parte din mijloc. Eu v-am zis că o fac cu alb. Și vom forma din nou un inel magic. Și lucrez 1, 2, 3 ochiuri, strâng puțin și aici în jurul lui voi lucra 11 sau chiar 12, 10, puteți lucra cât aveți firul de gros. Piciorușe duble nefinalizate, vedeți? Eu lucrez 10 de data aceasta, strâng aici bine de ață, ața de la inelul magic. Acum am 2, 4, 6, 8, 10 pe croșetă, iau jeteu, trec pe sub toate și închid cu un ochi de lanț. Tai un surplus de ață. Și iată, așa arată partea din mijloc a margaretei, vedeți? Acum vin cu croșeta, trag aici în interior capetele de ață, ambele capete, vedeți? Aveam două capete de la partea aceasta cu alb și două de la partea cu albastru. Le prind pe toate împreună, făcând un nod, uitați, așa, deci mai facem încă o dată nodul și poate chiar încă o dată să fim siguri că s-au prins bine capetele acestea și că nu cedează în timp.
Acum aranjăm frumos mijlocul acesta de floare, vedeți? Iată așa. Și vedeți, cam așa arată floricica noastră. Vom tăia de aici, lăsăm un singur capăt de ață. Acum depinde cu ce lucrați dumneavoastră cardiganul. Dacă îl lucrați cu o culoare mai deschisă, lăsați partea cu alb, pentru a nu se vedea în interior când coaseți. Dacă lucrați cu o culoare puțin mai stridentă, lăsați partea cu albastru și tăiați două din aceste capete, poate chiar și unul de alb. Vedeți cum vă este dumneavoastră mai simplu. Vedeți cât de simplu a fost de lucrat această floricică și cât este ea de frumoasă și de aspectoasă la final. Foarte frumoasă arată, foarte frumos arată aceste flori. Sunt printre preferatele mele. Nu prea ador eu florile croșetate așa, dar să știți că aceasta chiar îmi place foarte mult. Modelul acesta îmi place foarte, foarte mult. Și vedeți, sunt și foarte ușor de lucrat. Se pretează pentru multe proiecte, după cum bine v-am spus. Și le putem folosi cu drag în proiectele noastre. Ne pot înfrumuseța absolut orice hăinuță avem noi sau orice proiect. Chiar și pe un colț de păturică puteți așeza 2-3 floricele din acestea de culori diferite și atunci vă poate scoate din anonimat cam orice proiect. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă aștept cu mare, mare drag și data viitoare. Până atunci, vă doresc mult spor în toate și multă sănătate. La revedere, dragilor!